Într-un interviu acordat în această dimineață pentru Muscel TV și Muscel FM, Iulian Păcioianu, antrenorul lotului național de bob două persoane ce va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, a vorbit despre perioada excelentă pe care o traversează bobul muscelean și în general cel românesc în competițiile pe gheață, timpi foarte buni, clasări pe podium, titluri europene și calificări la olimpiadă. Am avut un an încărcat de competiții, de rezultate bune. Am început sezonul în Norvegia, ne-am mutat în Germania și după aceea ne-am mutat în Franța. În Franța am avut primul rezultat remarcabil, un loc 3 la Cupa Europei, au fost 30 de echipe în start, un rezultat extraordinar pentru bobul masculin românesc, mai ales că acești copii sunt foarte tineri, Tentea Daroxi. Au urmat două etape foarte importante în Innsbruck și Winterberg, unde am terminat în primele 6 locuri și am reușit să câștigăm campionatul european Under 23 prin Tentea, Mihai Daroc și Ciprian la bob două persoane, campionatul european la bob 4 persoane Under 23, Tentea, Mihai Daroc și Ciprian, Dobre Raul și Coman Florin de la Clubul Olimpia București. Am avut și încă un sportiv de la noi, Bugheanu Alexandru, care a contribuit la acest loc foarte bun. Rezultate foarte bune, după care am mers la campionatul mondial din St. Moritz, campionatul mondial de juniori, unde sportivii noștri au terminat pe locul 4 la Under 26 și locul 2 la Under 23, un concurs remarcabil pentru noi, un concurs foarte bun, apreciat de Federația, care au fost apreciați de Federația Internațională prin președintele Ivo Feriani. Una peste alta a fost un sezon extraordinar. Trebuie remarcat faptul că sportivii noștri au terminat pe locul 4 în clasamentul general al juniorilor în Europa, ceea ce este un rezultat care nu a mai fost obținut de sportivii români de-a lungul timpului. Referindu-se la Jocurile Olimpice, Iulian Păcioianu spune că așteaptă un rezultat bun, iar faptul că echipajul pe care îl antrenează este cel mai tânăr din concurs, 19 ani pentru fiecare component al lotului, un top 20 face parte din obiectiv. Urmează Jocurile Olimpice, o competiție supremă, așteptăm rezultat bun, ținând cont că am fost pe o pantă ascendentă, dar trebuie să ținem cont că acolo vom da de marile echipaje, marile forțe ale bobului mondial. Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea cu pista olimpică, noi nu am văzut-o, avem foarte puține manșe, avem vreo 10 manșe de antrenament, concursul începe în 17-18 februarie și îmi doresc să prindem un top 20.